Salut! Sunt Liviu și o să-ți povestesc cum reușesc să am un consum de energie mai mic și mai eficient la mine acasă. În această perioadă suntem cu toții mai atenți la cheltuielile noastre și mai ales la consumul de energie electrică. Locuiesc cu soția mea în București, într-un apartament de două camere. Mai e puțin până la Crăciun, așa că vom găti mai mult în această perioadă. Haideți să vă arăt cum gătesc eu astfel încât să am un consum de energie eficient, fără să renunț la confort. Astăzi gătesc ciorbă de legume și fursecuri pe care le pregătesc în același timp pentru un consum eficient de energie. Pregătesc ingredientele pentru fursecuri și tai legumele în cubulețe pentru a le găti mai rapid. Nu pornesc cuptorul pentru preîncălzire, deoarece așa se pierde căldura, iar cuptorul, fiind eficient, ajunge rapid la temperatura dorită. Un ultim sfat, dacă ai plită electrică, gătește întotdeauna cu capac. Astfel, nu se pierde căldura și folosești energie eficient. Tu cum reușești să consumi mai puțină energie la tine acasă?